V-ați întrebat vreodată care e viața unei căprioare? Ce face ea zi de zi? Cu ce se ocupă ea în timpul ei liber? Ei bine, asta vom afla în episodul de azi, pentru că ne jucăm noul joc Deer Simulator, un joculeț ce a apărut astăzi pe Steam și am zis, bă, hai să-i dăm o șansă și să vedem despre ce e vorba. Nu uitați să apăsați butonașul de like și vreau să văd cine a fost primul sau printre primii care apasă pe butonul ăla de like. Vă mulțumesc mult de tot dacă ați apăsat deja. Și după cum observați, asta nu este o căprioară obișnuită, ci este o căprioară care își poate lungi gâtul extrem, extrem de tare. O să-i dăm pe start și hai să vedem. Are și un pic de poveste cu această căprioară, deci nu este așa ori și cum. Vedem aici planeta Pământ. Și ce se întâmplă aici pe planeta Pământ? Căprioara noastră dormea undeva într-un oraș. Iar de aici noi avem full acces să ne plimbăm și să facem ce vrem noi. Să facem ce face o căprioară zi de zi. Ei bine, căprioara asta poate să facă și ceva de genul ăsta dacă vrea. Căprioara asta mai poate să facă și ceva de genul ăsta dacă vrea. Și am furat mașina omului și merg cu mașina pe stradă. Da, este un joculeț un pic mai amuzant decât un simulator realistic. Dar mi s-a părut interesant și am zis, bă, hai să-i dăm o șansă. Pentru că efectiv tu poți să faci chestii de genul ăsta. Dar ce avem noi aici? Avem... Mamă, ce căprioară e asta, frate, ești nebun? Taci din gură că mi-am pus armele pe cap și pot să trag? Wow, ok, asta îmi place. Deci avem o căprioară cu două pistoale pe cap. Hai că e bună treaba dacă e. Observăm pe aici și un elefant care zboară. Da, 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 este totul normal în lumea aceasta. Și pot să mai iau de oameni pe aici. Aoleu, m-a călcat mașina. Aoleu, m-a călcat mașina. Mi-aduce aminte de Goat Simulator. Cine mai ține aminte Goat Simulator, joculețul ăla? Chiar mi-aduce aminte de jocul acela. Am omorât oamenii pe aici, dar nu zice nimeni nimic. Adică eu pot să fac, efectiv pot să fac haos în tot orașul ăsta dacă vreau. A, ba nu, stai așa că vine poliția după mine. O, Doamne. Stai să vezi. Stai să vezi că vine poliția după mine. Nu e așa oricum vreau eu. O, avem oile care sunt polițiste. Oile polițiste, level 1. Stai, mă, că vin ăștia și cu SWAT-ul după mine. Stai așa că nu e așa. Bun, și dacă vrei, poți, de exemplu, să te folosești de gât pentru a te ridica unde vrei tu. Adică, de exemplu, chiar te simți ca și cum ai fi Spider-Man. Și poți să faci chestii de genul ăsta. Vezi că sunt și avioane, e o vacă uriașă acolo, nu știu care-i treaba cu ea. Dar hai să încercăm să ajungem aici dacă putem. Mama, are asta un gât. Vai de capul meu. Așa. Hopa, ușurel, ușurel. Hai că reușim până la urmă. Iar aici vom încerca să vedem care-i treaba cu zebra asta. A? Ha, mă, că mă urc pe zebra, ești nebun. Bine cu zebra. Bine, nebunie cu jocul ăsta, frate. Deci e nebunie cu jocul ăsta. Ia uitați-vă și voi. Ai și zebra dă destul de multe. Mamă, poți distrug clădirile cu zebra? Ia stai așa că încerc. Bine. Da, mă, fii atent că îi dă damage destul de mult zebra asta la clădire. Ia uite ea. Boom. Bă, e nebunie, mă, frate, cu jocul ăsta. Dacă ați ajuns până aici la episod și n-ați apăsat încă pe butonașul ăla de like, hai să-l apăsăm cu toții, voi număra până la 3 și la 3 să-l apăsăm, bine? Hai să vedem. 1, 2, 3. Like. Sper că ați apăsat și voi și vă mulțumesc din suflet dacă ați făcut acest lucru. Încerc să produc cât mai mult damage în oraș, bănuiesc că asta ar fi obiectivul jocului. Nu știu că sunt mai multe chestii pe aici pe care le poți face, dar eu efectiv încerc să distrug clădirile din oraș. Nu știu dacă asta este o idee foarte, foarte bună pentru mine. Oh, level 2 poliția. Oh, am înțeles. Mamă, ursul polar e polițistul acum care vine pe mine. Bă, dar oile alea nici măcar n-au ajuns la mine, frate. Habar n-am care-i treaba. Sunt prea bun pentru acele oi? Sau care-i șmecheria? Pentru că, după cum observați... A, uite mă, oile. Ia uite, oile polițiste. Bum, plecați de aici, oilor. Și ai mă că nu... Mă, dar sunt multe. Sunt foarte, foarte multe. Dar cu ajutorul acestei zebre... Ia stai mă că vă calc eu pe toate acum. Ia stai mă că m-am dat... Auleu, auleu, stai că vin cu bastonul ăsta. Ai de capul meu, ce e aici, nebunie? A, ursul polar! Mamă, ăla e destul de greu de doborât, ursul polar. Am nevoie de ajutor. Am nevoie de ajutor, dar nu o să vină nimeni să mă ajute. Băi, cu fuga și urcă-te pe zebră, că... Zebra asta face treabă. Bă, sunt două. A, păi așa nu mai vin, dar nu mai vin la voi. Plec, plec de aici, nu mai stau. Nu mai stau, că nu-i frumos ce faceți voi. Ia să vedem, mergem prin apă? A, toși din gură că mergi și prin apă dacă e. Da, 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 ia peștele. Ce zici, mă, că eu merg pe pește, mă. Eu merg cu peștele merge pe deasupra apei în jocul ăsta, nu merge prin apă. Deci, ați înțeles cum funcționează universul acesta?
Da, sunt trei butoane aici, iar pe un buton stă cineva. A, trebuie să aduci tu obiectele respective aici, bănuiesc. Dar nu știu ce, asta e o vacă. Deci aici vrea pe un buton o vacă. Bine, vă dați și voi seama că sunt multe chestii pe care eu nu le cunosc încă. Mamă, dar ăștia chiar vin să se bată cu mine. Ia stă-mă așa că nu mă prindeți voi, că mă lungesc acum gâtul de nu vă vedeți. Că nu am de ce să mă prind. E un koala mare acolo, dacă observați voi. Nu știu care-i treaba lui. Însă... am să încerc să mă urc acolo să văd. Opa! Domnule koala, ce faceți? Vă simțiți bine? Ia asta mă, că încercăm să ne urcăm acolo. Opa! Oh! Bine! E un elefant care zboară. Dacă aș putea să mă urc pe elefantul ăla, aș putea să zbor cu elefantul. Nu pica, nu pica, căprioară. Mamă, trage cu laserii din ochi, nebun! Mă, tăticule, ce e chestia asta? Giant koala și trage cu laser. A murit. Doamne ferească, mă! Mă, frate, dar ce să-i faci la chestia aia? Retry, că te responează, da? Wow! Ok, e o vacă foarte, foarte mare aici, din ce observ. Ia să mă să furăm o mașină. Stai că mi-a venit o idee. Hai să furăm o mașină. Sau ce e asta? Uite că am cal. E că merg pe cal. Tăgădâm, tăgădâm, tăgădâm. Da, merge cam greu, frate, pe cal. Nu știu ce să zic, mai degrabă aș lua o mașină. Hai că luăm o mașină, vreau să mă dau pe chestia aia. Că uitați-vă, e o chestie acolo pe care te poți da. Să te învârți peste cap. Și bine. Uhu! Bă, a mers, n-am ce zice. Mă așteptam oarecum să dau fail la faza asta. Dar, nu, aparent a funcționat. Și vedeți că de fiecare dată când ții o mașină sau ceva, își pune capul acolo. Iar aici este ceva cu niște vaci, din ce observ eu. Nu știu care-i treaba. Hai să mă prind cu gâtul așa. Da, deci mi-aduce aminte foarte, foarte tare de Goat Simulator, unde era o capră. Iar aici, ride. E că am vacă. Na, am vacă zburătoare, bă, ești nebun. Și eu pot să fac ceva cu vaca asta? A, merge în față. Ok. Dacă vă întrebați oare cum ar fi dacă să am o vacă care zboară într-un joc, e bine, ceva de genul ăsta este. Dacă cumva aveați această întrebare pe suflet, vă întrebați, mă, oare cum ar fi mă să ai o vacă zburătoare? E bine, ceva de genul ăsta. Vază că acolo mi-a arătat că am nevoie de o vacă. Asta să fi fost vaca posibil, dar cum fac să opresc vaca? Că efectiv nu se mai oprește, deci doar dacă ies de pe ea și am picat. Și în afară de chestia asta n-am ce face. Mai avem și un pește uriaș aici. Apropo, știu că este în Early Access, asta înseamnă că nu avem tot contentul încă. După cum observați, avem acolo încă o zonă, iar dacă încerc să mă duc în zona respectivă, o să vedeți ce se întâmplă. Deci, încă mai lucrează, uite, sorry, uite, a venit developerul. Deci ăsta este developerul, oameni buni. Îmi pare rău, dar zona este în construcție și n-ai cum să avansezi. Și dacă încerc să avansez peste developer, că vreau să văd ce e acolo, ia să vedem. Da, încearcă să mă blocheze developerul și m-a blocat până la urmă și bineînțeles că m-a adus înapoi aici. Sunt foarte multe chestii pe care le poți face. This can be used, deerify. Ah, uite, am dat coarne. Și acum, dance? Ce zici, mă, că dansează căprioara asta, face de toate, deci nu te joci și te încurci, hai? Ah, poți să-i saluți pe oameni. Ok, hai să vedem ce facem aici, că văd că aici ai ceva. How to play. Ah, nu, aia îmi zicea și noi. Bă, pot să fac oameni să vină pe mine, să-i fac căprioare și pe ei. This game is level B reached. Ah, deci nu am level B încă, pentru a putea să... Lol, am luat pe ăsta de pantaloni. Ce zici, mă? Ia, pot să-l arunc cumva? Lol. Nu știam că pot să fac chestia asta. Ce pot să fac, mă? Pot să-l arunc pe ăsta cumva? Aia nu prea pot să-l arunc. Sau poate nu știu eu. Ia, stai să încerc să-i dau un pungul ăsta. Și... tot l-am luat pe ăla. Nu știu care-i treaba. Încerc să fug de aici. Hai să vedem. Hai să mai explorăm puțin orașul. Sunt foarte, foarte multe activități pe care le poți face, însă sunt abia la început cu această căprioară sau ce-o fi ea, încât nu am descoperit toate zonele. Ia stai, mă, pot să intru aici? Bine! Mam, nu credeam că pot să fac asta. Nu credeam că... în mod normal n-ar trebui să pot să fac asta, dar... în jocul ăsta ce nu poți să faci, frate? Deci în jocul ăsta, și vine și ăla pe care l-am făcut căprioară, ia stai să facem mai mulți oameni căprioară. Ne facem armată? Deerify.
Hamă, nu mai merge. Dirify. E! E cam armata mea personală de căpriori. No, vine iarăși poliția. Sunt curios dacă vine de la level 1. Cred că vine de la level 1 din nou. Dacă n-a, dacă... A, da, vine. Deci trebuie să faci foarte, foarte mult haos în oraș ca să poată să vină poliția aia de level mare, mare. Și am văzut că la level 2 este ursul polar, dar chiar nu știu ce ar fi la levelul... Ia mă, luați de aici așa. O, m-a călcat, n-are importanță că mă bat cu ăștia aici, sper să nu mă prindă. Dacă mă prinde, ce face? Mă bag la pușcărie? Ok, am bătut oile. Aș fi vrut, eu de fi... i-am bătut! Ok. Am luat o oaie cu mine. Dar nu știam că pot să-i bat, cream că mă urmăresc până mă prind, dar aparent... aparent n-a fost să fie. Ia, stai mă că vreau să... Ce se întâmplă? Ăștia fac aici haos. Eu nici măcar nu știu. Aș fi vrut să bat coala. Coala cred că e cel mai greu de bătut. Dacă o să vă multe like-uri la episod de azi, poate mai facem și alte episoade în care să încercăm să-l batem pe ăsta și să vedem ce alte secrete ne mai are jocul să ne ofere. Aș putea să mă pun aici și să încerc să-l bat. Ia stai așa. Să-i dau damage gen... Ia uite așa dinăuntru. Dinăuntru. Ce să-i dai mă damage dinăuntru? Că ăsta instant electrocutează. Deci... M-am mâncat. Voi înțelegeți că nu că mă electrocutează, efectiv. Wow. Și încă trage în mine. Adică, mă prietene, mai oprește-te, că nu e chiar așa. Și păi atât de aici și, bineînțeles că tu trebuie să faci level. Eu acum am levelul E, dar ați văzut, când ajung la levelul B, voi putea să accesez multe alte locuri pe care nu le puteam accesa înainte și multe alte activități. Ia stai așa tu o secundă. Ia stai tu așa o secundă că am văzut eu ceva aici. Ceva ce nu am, la ce nu am participat. Chestia asta știu despre ce este vorba, dar n-am să particip pentru că nu mă interesează. E un fel de minigame, dar nu prea l-am înțeles când am testat jocul anterior și am zis, bă, mai degrabă nu. Aici, eu pot să le fur bilele la ăștia, bilele, mingile. Ia stai să văd să încerc. Hold. Yes! Și acum, cum pot să fac să arunc bila, frate? Pentru că aș fi vrut să o arunc acolo. Și? Oh, ok. Bănuiesc că am aruncat-o un piculeț cam tare, cred. Nu cred că asta trebuia făcut. Mia, pot să bat vacile astea? Bine! Luați de aici vacilor! Luați de aici bătaie! Bătaie că meritați! Da, și nu știu acum ce să zic dacă asta e o reprezentare corectă a vieții unei căprioare, dar jocul pretinde că ar fi. Acum, spuneți-mi voi în comentarii ce părere aveți. Sunteți de părere că așa este o căprioară în viața reală? Sau sunteți de părere că este doar un joc făcut la Caterinca? Eu nu consider că... Normal, este un joc făcut la Caterinca, însă nu pot să zic că îmi displace. Mi se pare chiar amuzant și cred eu că, având în vedere că toate jocurile în ziua de azi încearcă să fie cât mai serioase, cât mai nu știu ce... Bă, frate, mai avem un joc de ăsta, la fel cum era și Goat Simulator, în care pur și simplu era ca Caterinca și te distrai. De ce nu? Corect? Bineînțeles că vine iarăși poliția după mine. Dar cred că ca să pot să fac poliția să vină într-un număr cât mai mare, cred că trebuie să încep să fac haos de la uriaș. Mi-am pus pistoalele și acum să încerc să distrug cât mai multe mașini. Și de asemenea să încerc să nu distrug poliția, pentru că ați văzut că dacă distrug poliția, la un moment dat zice că bă, frate, ai distrus poliția, nu mai ai ce să faci. Adică, eu trebuie să fac cât mai mult haos, așa fel încât... Ce zici, mă, că am două AK-uri pe cap acum și două pistoale. Și două pistoale. Wow! Păi așa, mamă! Adică vin ăștia serioși după mine. Îmi place totuși că n-am muniție, adică nu trebuie să-mi încarc muniția sau ceva de genul ăsta. E permanent, pot să trag la infinit. Și să încerc să fac un... Haos ăsta uriaș, mamă, câți polițiști după mine, să zic. Prea pot să-i zici că-și polițiști ăștia, dar hai să zicem. Deci asta e o căprioară nebună. E cam nebună așa. Sunt curios ce e la levelul următor, dacă mai este vreun level la poliție. Dar cred că trebuie să faci super mega haos ca să vină. Și încă nu știu cum omorăm coala ăla, dacă aveți vreo idee, scrieți-mi voi în comentarii. Și bă, Max, încearcă să omor coala ăla cu nu știu ce. Și am să încerc să fac chestia asta. Că tot niște AK-uri pe aici, ce e asta? Wow! Tăticule, ce? Oh, vine următorul level. Iepurașul cu armă în mână.
Nu te cred. Iepurașul cu armă în mână, frate. Așa ceva. Uitați-vă și voi ce e aici. Apoi, dacă ați fi vrut să faceți haos într-un joc, aș putea să zic că ăsta este jocul în care să faceți cel mai mare haos. Și, oh, iepurașii atrag în mine cu ceva lasere, nici observ. Și omorând sau distrugând aceste clădiri, reușești să faci rost de arme noi. Nu tot timpul, dar vedeți eu câte arme mi-am pus pe mine acum, adică e un pic de nebunie ce fac eu aici, corect? Este, este, n-am ce zice. Cam aiurea că vin atâția de mulți pe mine, dar vă imaginați și voi că încearcă să mă oprească, să nu creez atât de mult haos în orașul lor. Dar, da, oameni buni, ăsta este joculețul. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, scrieți-mi în comentarii. S-ar putea să mai facem și alte episoade, nu se știe. Nu se știe niciodată, poate avansăm atât de tare încât cine știe cum o să arate căprioara noastră. Dar da, ne auzim data viitoare. Pa, pa!